mamele de fete au o putere specială atunci când se roagă. Iată ce rugăciuni trebuie să știe dacă vrei ca fiica ta să fie sănătoasă, să se căsătorească și să aducă pe lume un copil. Se spune că o mamă trebuie să înceapă să se roage pentru copilul său încă de când îl poartă în pântec. Însă, o legătură și mai specială decât între mamă și fiu este între mamă și fiica sa, aceasta fiind capabilă să simtă ce îi pregătește viața, ea trecând la rândul ei prin multe situații atât bune, cât și mai puțin bune, astfel, pentru a avea o viață ferită de momente grele, mamele de fete trebuie să se roage la diferiți sfinți, cât de despot. Rugăciunea mamei pentru căsătoria fiicei pentru că Dumnezeu a lăsat pe ca fiecare om să nu petreacă timp în singurătate, deși mulți au ghinion, căci aleargă ani de zile în căutarea sufletului pereche, ca mamă de fiică, care încă nu și-a găsit sortitul, trebuie să știi că dacă rostești rugăciunea de mai jos, copila ta va ajunge cât de curând la altar, a tot bunule Doamne. Știu că fericirea mea cea mare stă în a te iubi cu tot sufletul meu și cu toată inima mea și în a împlini întru totul sfântă voia ta. Așadar, tu însuți îndrumă, Dumnezeule, sufletul meu și umple inima mea, vreau să-ți plac doar ție, fiindcă tu ești ziditorul meu și Dumnezeul meu. Păzește-mă de trufie și de iubirea de sine, să mă împodobească priceperea, smerenia și curăția. Lenevirea ție urâtă și nașteptată, tu dă-mi hărnicie și binecuvântează ostenelile mele, iar întrucât legea ta poruncește ca oamenii să trăiască în căsnicie cinstită, adu-mă, Părinte Sfinte, la această chemare sfințită de către tine, fiindcă tu ai zis, nu este bine ca omul să fie singur și făcându-i lui femeia ca să-i fie ajutor, le ai dat binecuvântare să crească, să se înmulțească și să umple pământul. Auzi smerita mea rugăciune, care se înalță către tine din adâncul inimii de fecioară, dă-mi soț cinstit și binecredincios, ca să te preaslăvesc în dragoste și înțelegere împreună cu el pe tine, Dumnezeul cel milostiv, pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rugăciunea mamei pentru fiica însărcinată. Rugăciunea unei mame pentru fiica gravidă este de a da naștere unui copil sănătos. Dacă fiica ta are probleme, n-ar rămâne însărcinată, dacă are o sarcină cu probleme sau dacă pur și simplu vrei să ai un nepoțel sănătos, atunci trebuie să spui rugăciunea de mai jos către Maica Domnului, care te va ajuta, Sfânta Maica a lui Dumnezeu, Maica Domnului nostru Iisus Hristos, te rog să ai milă de robul lui Dumnezeu, numele fiicei, și să o ajut să se elibereze de povara ei în siguranță. Oh, toată dragostea și dragostea Doamnei din cer, vin la ajutorul fiicei mele, doar de la tine aștept ajutorul pentru crovinoca mea, eu mă prind de imaginea ta și mă rog pentru protecția celui prea iubit pentru fiica mea tu, Sfintei Maica Domnului, fii milostiv pentru ea și nu o lăsa într-o oră dificilă. Amin. Rugăciunea mamei pentru sănătatea fiicei sale. Nici o mamă nu-și dorește să își vadă fiica în suferință, răpusă de boală, fiindcă ea va suferi de două ori mai mult decât copilul său. Astfel că, pentru a nu ajunge pe mâna medicilor sau atunci când doctorii nu îi mai dau fiicei tale nicio speranță, rostește această rugăciune, care te va ajuta să-ți vezi fiica sănătoasă. Doamne, Tu ne-ai poruncit în cuvântul Tău să te rogi unul pentru celălalt pentru vindecare și mă rog pentru vindecarea și sănătatea copilului meu, vă rog, că nicio boală nu-i strică viața. Să-l protejeze de orice boală în orice parte a trupului fiului meu, fiica, boala se ascunde, te rog, Doamne, atinge-l cu mâna și vindecă-i, dă-mi fiule recuperarea lui, ei, de boli și leziuni,
în special te rog pentru vindecare, numele unui anumit organ. Vizitați medicul, arătați-ne specialistul în care putem avea încredere și dați înțelepciune și cunoștințe perfecte despre căile și metodele de tratament. Vă mulțumesc, Doamne Iisuse, pentru că ați suferit pentru noi, pentru că ne-ați salvat. Despre vindecarea pe care ai dat-o credincioșilor în cuvântul tău, mă aștept să-mi dai copilului, numele, o vindecare totală și o sănătate bună, în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Aminul citește și, postul Crăciunului 2020 începe pe 15 noiembrie. Cum se ține corect și ce e mai bine să faci până la Crăciun în articolul Let's Block Ads.